Bună ziua, vă mulțumesc tuturor pentru participare. Încerc să fiu concis. Concizia nu e chiar una dintre calitățile mele, dar nu vă strădui. Vreau să le mulțumesc celor care au făcut posibilă această activitate în seara asta. În seara asta de acum încolo, domnului Dudaș, care s-a zbătut foarte tare să existe această activitate. Să ne vedem cu toți în seara asta aici, să invite pe cei mai mulți dintre dumneavoastră. Domnului Mircea Bodea, e pe aici, este gazda noastră, căruia îi mulțumim, este, dincolo de faptul că e un om de afaceri cunoscut în Constanța, cine n-a auzit de GMB Computers, este vicepreședintele asociației noastre și astăzi și sponsorul activității pe care le sfășurăm. Îi mulțumesc de asemenea domnului Alexandru Boruga, asociația noastră împreună cu CRIF, o să vedem imediat despre ce e vorba, a organizat de fapt acest eveniment. Și mulțumesc evident domnului Pande pentru disponibilitatea de a fi moderator în acest eveniment. Despre vorbitorii, în primul rând, că domnul profesor Vasile Sârbu îl cunosc din 1990. N-am crezut că o să mă cunosc atât de bine în 1991 când m-a operat de un cer. Eram la vremea aceea director adjunct economic la sanatoriul de Chirio și parcă ieri a fost, mă spune, știu că îmi vrei să operez, dar după a doua sau a treia hemoragie gestivă superioară, s-ar cam fi cazul. Operația de succes, a fost de succes, după cum vedeți, sunt aici destul de viu și nevătămat. Ce să vă mai spun despre părintele Raion? Aș citi, probabil și dumneavoastră, aș spune așa, două vieți într-una singură, una după cealaltă, ceva cu totul deosebit. Viață împletită, da, cu alta, da. De asemenea, aș mai vrea să vă rog pe dumneavoastră, cei participanți din sală, să lăsăm pe cei doi vorbitori de astăzi să facă expunerea, după care să avem intervenții cât se poate de scurte, deci mai puțin elaborate și mai multe întrebări sau puncte de vedere foarte scurte, ca să dăm posibilitatea unui număr cât mai mare dintre dumneavoastră să vorbească și să ne încadrăm în agenda pe care ne-am propus-o. Câteva cuvinte despre ASPES. ASPES, să spunem, MAMA, Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, înființată la București în 2003, președinte domnul Constantin Boștin, doctor economist, sunt acolo între fondatori economiști, directori de bănci, profesori universitari. Nu știu, dacă încep să spun pe unii dintre dumneavoastră, o să omit pe alții, totuși domnul profesor Mircea Coșa, pe care îl vedeți trecând la televizor, Eugen Dijmărescu, Dan Pascariu, Liviu Mureșan, Petru Rareș, Mișu de Vicioiu, regretatul academician Gheorghe Zaman, care a fost de multă academician, profesor universitar, directorul Institutul de Economie al Academiei și care a fost de multe ori la noi în activitățile pe care le-am desfășurat aici, la Constanța. Deci în 2019 am înființat prima și deocamdată singura sucursală, cum ar fi la bănci, ca să singura filială a ASPES, cea de la noi la Constanța, ASPES Dobrogea. Am organizat anual evenimente, am lăsat puțin mai ușor în timpul pandemiei, dar avem mai multe conferințe organizate. Aș menționa pe ultima, anul trecut, în 23 noiembrie, nu întâmplător, Ziua Economistului. Am avut o conferință interesantă pe teme de schimbări climatice și sustenabilitate. Apropo, probabil că știți cu toții ce sărbătorim astăzi. Da? Toată lumea știe. Am mai spus eu, nu știu nimic. Despre tema de astăzi. Suntem cu toții conștienți că e foarte vastă. Dacă vorbim de știință, are atâtea domenii și atâtea lucruri foarte diferite despre care am vorbit. Am putea vorbi la fel religia, atât de multe culte, confesiuni. Dar aș dori, dacă se poate, să facem de fiecare dată trimiterea către societate, în relația între știință și societate, religie și societate,
Și dacă putem să ne referim la societatea de astăzi, dacă se poate cea din România și cea locală, și să aducem discuția spre educația din zilele noastre, care poate să, sau ar trebui să ducă la progres în economie, în știință și așa mai departe. Nu vreau să o lungesc foarte mult, dar iată, mă apropii foarte tare de sfârșitul carierei mele didactice, pentru că îmi vine vârsta, predau universitate de la prima promoție, la Universitatea Ovidius, și nu pot să nu vă spun și acum, cum am mai spus-o în alte ocazii, există o dezamăgire în privința nivelului de pregătire a studenților veniți din, normal din preuniversitate, tot mai slab pregătiți, mai puțin motivați. Sunt tot mai puțin cei care sunt foarte harnici și doar niște rezultate bune, foarte mulți mediocri, nu mai știu să facă adunări și învârtiri și înmulțiri și nici nu își propun. Am văzut de curând un interviu al luat unui absolvent de liceu care n-a reușit nici în toamnă să treacă de bacalaureat și care spunea, de aceea îmi trebuie din matematică, știu să număr bani, e suficient. Și am să intru în politică. Și o să facă bani și mai mulți. Da, deci, din păcate, avem foarte multe astfel de exemple și sigur că nu putem să nu fim îngrijorați despre viitorul celor care ne vor conduce, celor care vor fi în diferite posturi. Nu vreau să o lungesc, mulțumesc încă o dată tuturor participanților și îi predau microfonul moderatorului nostru ca să începem efectiv dezbaterea.